Dacă aveți nevoie de un taxi și șoferul vă refuză, puteți aduce la cunoștința primăriei acest aspect și anunța protecția consumatorului. Astfel de situații sunt ilegale și pot fi sancționate conform prevederilor legale. Un astfel de caz a fost relatat printr-o postare pe un grup de socializare din Pașcani, în care o femeie atrăgea atenția atât firmelor de taxi, cât și taximetriștilor particulari să nu mai refuze clienții, pe motiv că aceștia au probleme de sănătate sau distanțele de parcurs sunt prea mici. În atenția companiilor de taximetrie și a taximetriștilor particulari din orașul Pașcani, în special din zona gării, apelez la umanitatea dumneavoastră și am rugămintea să nu mai refuzați clienții, care abia se țin pe picioare din cauza bolii, pe motiv că distanța este prea mică și nu doriți să porniți mașina pentru atât. Vi se oferă o sumă mai mare pentru aceeași distanță din disperare, nu din plăcere. Lăcomia nu îi stă bine niciunui om. Când spun om, mă refer la înțelesul adevărat al acestui cuvânt, iar indiferența, lăcomia și inima de piatră nu se regăsesc în om. Vă mulțumesc! Un patron al unei firme de taxe a explicat pentru BIT TV faptul că șoferii nu pot refuza cursele, indiferent de distanța care ar urma să fie parcursă, și cu atât mai mult în situația în care pasagerii sunt bolnavi. El susține că astfel de situații pot fi întâlnite mai des în rândul taxiurilor, care nu primesc comenzi prin intermediul dispeceratului. Nu, dar asta se întâmplă de obicei cu particulari sau cu cei care n-au dispecerate, pentru că ei urmăresc cursurile lungi. Și atunci lor nu le convine să piardă rândul care tot îl așteaptă unul după altul, ducă pentru o cursă mică, decât să aștepte una mai lungă. Avem foarte des comenzi la Biosand în Vale, la dispecerat, să duc mașini din gară sau din coboară din deal și sunt taxiuri care stau acolo și refuză clienți. Deci să știi problema asta. La noi sunt obligat să duc, avem dispecerat, nu contează, e 2 lei, 500 de metri, asta e situația. Asta înseamnă dispeceratul. Noi nu refuzăm, nu le dau voie să refuz, mai ales ce bolnavi. Conform regulamentului aprobat de Consiliul Local Pașcani, taximetriștii nu au voie să refuze cursele și sunt prevăzute sancțiuni în astfel de situații. Reprezentanții primăriei au refuzat să ofere un punct de vedere referitor la această situație.